Contactat telefonic, primarul comunei Chești, Leontin Chișne, a declarat că face toate demersurile posibile pentru a împiedica răspândirea coronavirusului la nivel de comună. Avem o situație care ne afectează pe toți, din pe întreaga planetă. În comuna Chești am încercat să găsim modalități de a izola persoanele care vin din zonele infestate. Oamenii, în mare majoritate, înțeleg situația pe care trecem. Sigur că nu înțeles oamenii că trebuie să evităm și noi ieșirile prin sat, ar trebui să ieșim mai rar, să ieșim numai în situații în care e necesar. La magazin ar fi foarte indicat dacă ne-am duce numai cât e unul, să nu ne ducem toată familia la magazin, să aglomerăm programul. Toți cei care vin și oamenii au înțeles, am dat un anunț pe pagina de Facebook și oamenii au înțeles că atunci când vin din străinătate trebuie să-și verifice sănătatea și să vadă dacă se încadrează în rigurile legii prin care trebuie să se autoizoleze. În momentul de față, în Chești, sunt mai multe familii în izolare, însă, potrivit edilului, până în acest moment nu au fost semnalate cazuri de îmbolnăvire. Avem și în momentul de față 7 familii care singuri s-au autoizolat. Eu consider că vin din zona care a fost calamitate, și atunci s-au autoizolat pe o perioadă de 14 zile. Avem 3 familii care au fost autoizolate, ei personal, și au ieșit din autoizolare, sigur, spre beneficiul nostru a tuturor, adică nu a avut niciun simptom de virus și acum pot să-și trăiască viața liniștită în societate. E o situație foarte penibilă, nu se înțelege exact starea în care suntem, nu se înțelege exact situația în care suntem. Consider că trebuie măsurile luate mai drastic. Eu cred că era cel mai bine dacă să luau măsurile mai severe de la început și atunci poate era mai conștient. Da? Cred că ne-a ajutat bunul Dumnezeu că numai nu mai poate scoate în situația asta, să trecem de asta, situația asta destul de critică și răuvenită pentru întreaga populație. Pentru a trece cu bine peste această perioadă, primarul le recomandă cetățenilor să evite pe cât posibil contactul cu alte persoane. Eu îi rog la toți cetățenii să fie foarte atenți la relațiile pe care le au, să stai cât mai puțin pe afară, să stai mai mult în casă, fiindcă în felul acesta ne putem îngriji pe noi. Singuri, nu trebuie să ne îngrijească nimeni. Dacă evităm contactul cu alte persoane. Nu știm niciunul dintre noi care e purtător și care nu e purtător de virus, de aceea ar trebui să stăm cât mai mult singuri. Sau dacă se poate în familie, nu mai poți să ai încredere nici pe cei din familie, că poate să fie din familie unul purtător de virus și nu ne dă seama. Deci e bine să ne izolăm sau